Am ajuns și la locul cu pricina, am deschis shed-ul ăsta. Asta am de făcut astăzi. Isuzu! Am lăsat-o pornită pentru că nu avea baterii. Era mortă. Și ce crezi? E nouță mașina. Dar acum sper să fie în regulă și să pornească. Trebuie să o opresc. Cheile sunt aici. De fapt ia să le iau afară să nu se închidă dracu drăcia, că cu cheile înăuntru. Trebuie să mă apuc să o șterg repede peste tot. Și cam aia e. Stai să vă arăt. Unde ești, taică? Unde ești, taică? Ha, ha. Cum se deschide umbrele astea? Hai să vă arăt ce am făcut ieri. Cheia de la mașină cred că e în contact. Ieri am făcut duba asta. Vai, dar ce urât e afară, și ce plouă, și ce noroi. Vai de mine și de mine. Da, ieri am făcut duba asta. Da, sper că se observă. Mamă, 6 ore m-am chinuit ieri cu duba asta. Spatele full cu șevron. Lateral asta la fel. Și trebuie să mai vin o dată să fac excavatorul ăsta. Excavatorul. Mamă, ce vânt e, uite așa. Trebuie să-i pun pe braț acolo ceva. Un design. Niște scrisuri pe lateral. Și pe partea asta la fel, pe braț și pe spate, cred că. Pe spate, da, tot așa, trebuie să dau jos ăsta cu bota și să pun firma lui ăștia. Da, hai mai departe la Isuzu meu. Că trece timpul, trece timpul. Mamă, ce noroi, frate. Bă, și am vrut să-mi iau o pereche de bașchez, bă, frate, da? Am uitat, m-am grăbit. Mafioata e plină de noroi. Ia uite-o cum e la roți. Ia uite-o cum e la roate. S-a murdărit pe mâinea, dracu. Ăsta. Hai să vezi ce-i fac, să se usuce șmecherii. Ha? Intră-o? Bravo, taic. Bravo, taic. Hai. Am terminat de șters mașinuța. E toată giugiuc peste tot. Am încălzit-o un pic, am luat toată apa care era pe acolo, pe acolo, pe la îmbinări. Am scos după spate scrisul ăsta de aici, scrisul cu Isuzu și emblema asta care era aici. Nu știu dacă ați văzut la început. Poate pot să mai pun eu o dată exact cum arăta. Da. Și ce să zic, mă apuc de treabă. Am scos alea după spate, emblema și tot ce avea scris pe spate, pentru că spatele vine îmbrăcat absolut tot. Avem aici pur și simplu, asta e un albastru. Nu e ăsta. Ce e? Cred că ăsta. Dacă nu mă înșel. Da. Ăsta e, astea sunt niște laterale. Laterale, două laterale. Așa. Iar ăsta îmbracă toată treaba aici. Mamă mia.
Mamma mia. Am terminat și spatele. Am terminat spatele, că doar atât am făcut. Dar a ieșit fiță. N-am ce să zic. N-am ce să comentez. Mâner, cameră, tot pe acolo. La partea de sus nu pot să o bag înăuntru aici, pentru că e foarte mult apă. Eu am șters-o, dar n-am ce să-i fac. Dar e bine așa, că se continuă cu asta, vezi? Pac, vine de aici frumos, se continuă cu asta. A, vine aici, se continuă cu asta la alt. Cred, bă, frate, bă, după atâtea zile de ploaie. Ia uite. A ieșit Sorel. A ieșit Sorel, tată. Frumos. Pac. Au mai fugit din nori ăștia, dar ce crezi, o să vină înapoi. În fine, trecem mai departe. Am terminat lateral asta. Cam așa. Cam așa o să arate. E puțină chinuială, dar colțul ăsta aici, ăsta trebuie să-l schimb, trebuie să pună negru mat, să vede foarte urât așa. Dacă negru mat o să vadă într-o bucată tot spoiler. Nu știu de ce mi-au dat negru lucios, dar i-am sunat acum și am vorbit cu ei. Negru mat pentru următoarele. A venit și bosul la mare. Când a văzut-o, a rămas uimit. Chiar i-a plăcut. A zis că e super maf. Și le face și pe restul. Așa că deocamdată mi-am asigurat vreo săptămână de plecat din Londra pe fiecare zi. Mai am încă 3 de-astea. Încă 3 Isuzu plus un excavator. Sunt 4 zile. 4 zile de venit în Birmingham. Treaba e că am cam obosit cu asta, i-am dat prea multă atenție la laterala aia. Și aici încă e albă. Trebuie să mă apuc și de partea asta. Da. Aia. S-a uscat și umbrela. Terminat și eu bâlciu aici. Mamă, ce noroi pe aici să moară măsa de nu. În sfârșit. Trebuie să mai însemneze și mie hârtiile. Și gata. Pe ziua de azi. Mergem spre casă. S-a făcut întuneric, mă, că și 4:30. Uite și ce întuneric e afară. Cam și piciorul să nu bag. Hai. O să semnez repede hârtiile. Și cam aia e. Ciao, tată!